jumătate de jumătate, știți cum este. În rostul principal al ambulatorului este de a deschide spitalizarea de zi, pe care Casa Județeană ne acceptă un minim de 3 ore, timp în care sunt efectuate datele de laborator. Spitalizarea de zi se pot face pe orice secție, atât cele medicale, cât și cele chirurgicale. Pentru ele, pacientul trebuie să vină cu biletul de trimitere de la medicul de familie, cu cardul sau revenința auțitoare de card și buletin. Ideal este să vină la ora 9, ideal este să prindă un bilet de trimitere. Eu vorbesc în dreptul meu la chirurgie, dar extrapolați pe orice specialitate. Să prindă un bilet de trimitere în final de lună, cu ajutorul căruia poate și vă dau un exemplu, un caz. Un bărbat de 70 de ani, cu scădere în greutate, vine la sfârșit de lună. Biletul de trimitere cu ce? Se face spitalizare de zi. Pe spitalizarea de zi selectăm un caz rezolvat medical, selectăm un diagnostic, cum ar fi alte îngrijiri medicale, pentru care avem asigurate de contare casei. Și pe modelul de pacient putem face atât date de laborator, cât și date imagistice. Pe date de laborator avem anemie, pe date imagistice avem la endoscopie un cancer de fornix gastric, metastaze hepatice și el în 3 ore pleacă cu diagnosticul, vorbind de oameni care nu sar să se interneze. Oameni care sunt reticenți la internare, majoritatea, și este lăsat să îi dau înapoi scrisoare medicală în care sunt incorporate, încipocate datele de laborator și recomand medicul de familie, adică relația cu medicul de familie este ca un dialog. La prima liniuță vine biletul de trimitere către mine și a doua liniuță este scrisoarea mea medicală, în care recomand tratamentul cu venofie pentru a urca hemoglobina, timp în care el se hotărăște, ca trecând în luna viitoare, cu un alt bilet de trimitere, să vină la internare, în destructurie totală. Asta este un exemplu. Când devine cu trimitere la domnul de familie, relația de așa când recomand în scrisoarea medicală, aici e problema medicală. Scrisoarea medicală, Iulia, e anexa 43, este. În scrisoarea medicală, eu recomand venoferul prin medicul de familie. Și la cele 5 bife, eu vă spun că nu i-am dat rețetă. Aici e problema noastră. Vă răspund. Am un coleg care a venit la medicul de familie și și-a luat rețeta pentru boală cronică, pentru diabet. La 2 zile a avut nevoie de internare de urgență. Medicul de familie i s-a imputat rețeta pe care a apucat să o dea și pacientul medic și-a decontat singur rețeta, pentru a nu îi se imputa medicului de familie. Vă dau numai un exemplu. Răspunsul la această dilemă l-a avut în prezentarea care o fac. Domnul director, vă scuzați, Nicolae Foc este numele meu de la Zgratia. Deci toate exemplele pe care mi le dați dumneavoastră sunt excepționale, dar nu fac parte din contractul pe care l-ați semnat. Și nici din cel pe care l-am semnat noi cu Casa de Asigurări. În contract scrie clar că la externare pacientul primește rețetă compensată și că medicul de familie îi prescrie în continuare în situația în care medicul din spital a stipulat chestia asta. Deci la externare, că este rețetă pe boală acută sau că este rețetă pe boală cronică, medicul care l-a tratat trebuie să-și asume și răspunderea unui tratament. Pe care să îl prescrie, să-l semneze, să-l parafeze și să-i pună în mânuță rețeta. Care este diferența? Auziți, haideți și avut în vedere. Este foarte mare diferența și dacă nu vedeți... Haideți să discutăm, așa a spus doamna... Să vorbim de diferență. Având în vedere că am... Hai să termine și colegul.
Având în vedere că am ajuns în acest punct al discuției, multe răspunsuri la aceste probleme le-am chiar în prezentarea pe care am pregătit-o. Da? Sunteți de acord să încep prezentarea? Colega? Da. Și pentru că biletul de trimitere este primul pas în care pacientul, da, intră în sistem, începând cu medicul de familie până la specialist sau internat în spital, pentru că este pe lângă un act medical, este un act financiar, contabil și legal, o să încep cu biletul de trimitere, da? Și o să vă spicuiesc câteva articole din pachetul de bază pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice. Consultația medicală pentru afecțiuni acute, subacute, precum și acutizarea bolilor cronice. Pentru același episod de boală acută, subacută, acutizarea bolilor cronice, pe un bilet de trimitere se decontează maximum 3 consultații pe asigurat într-un interval de maxim 60 de zile. Și aș vrea să punctez aici maxim 60 de zile. Nu 3 consultații, pentru că puteau să fie 50, asta nu este treaba noastră. Deci maxim. Asta ce înseamnă? Pentru că tocmai s-a discutat. Pacientul meu vine, a fost la o consultație la specialist pentru o boală subacută luna asta și de multe ori, chiar și ieri am avut un caz, pacientul a venit înapoi și mi-a zis medicul de specialist să mai dați un bilet de trimitere, că a trecut luna. Deci este vorba de 3 consultații în 60 de zile pe același bilet de trimitere. Punctul următor. Prezentarea pacientului la medic... Un moment. Unde să punem întrebările la sfârșit? Haideți să termin cu biletele de trimitere. Da? Să termin cu biletele de trimitere, că mai am un calup pe scrisori medicale. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate se face direct, fără alt bilet de trimitere. Vreți să puneți o întrebare? Haideți totuși, că e important să vă abuzăm. Eu am prezentat spitalizările de zi. Da? Dar ce vorbiți dumneavoastră aici este vorba despre internare continuă pe secție. Da, am luat la în care, ordine, ajut! Da, da, la care dau iarăși un prototip. Dau un prototip. Nu, dau, nu mă dau pe mine model. Dau un prototip. Toate urgențele care intră în spital, la care dumneavoastră medicii de familie îi vreați bilete de trimitere, dacă eu consider că biletul de trimitere pe care ați bifat urgență și acut îl pun în foaie și internez în chirurgie, acea internare continuă pe secție va fi invalidă la controlul casei. Pentru că îi spun, este urgență, dar de ce n-ai foaie de primiri urgență? Bun. Fac foaie de primiri urgență. În momentul în care am făcut foaie de primiri urgențe, cei din primiri urgențe fac o muncă în plus și bagă biletul de trimitere al dumneavoastră în softul medical unic al spitalului. În momentul în care au băgat biletul de trimitere, unele din aceste internări continue se invalidă. Bun. Deci eu eram la punct. Haideți să vorbim, ajung și la externat din... Deci suntem la consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni acute, subacute, precum și acutizarea bolilor cronice, da? Aici este vorba mai mult despre ambulatoriu, dacă... Da? Pentru că marea majoritate a spitalelor aveți și ambulatoriu. Și e bine să trimiteți, să transmiteți corect punctul de vedere și mesajul cheie. Deci cum băgați apendicita acută aici? Deci este vorba despre ambulatoriu. Da? Vine un bilet de trimitere cu apendicita acută. Cum o băgați aici? Trebuie să vină la
Deci cum să bag eu? Deci nu înțeleg în separarea. Biletul meu de trimitere este suspiciunea vecinică acută sau abdomen acut chirurgical. Poate primi la spital direct. Ce să mai caut eu la ambulatoriu? Eu vorbesc de ambulatoriu aici. Haideți imediat, ajung și la... Pentru asigurații, aici poate vă încadrați. Pentru asigurații cu diagnostic, deja, trebuie să urmați un pic logica. Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, aici vă încadrați, da? A plecat cu apendicită operată. Se decontează maximum 2 consultații. Spun de apendicită pentru că ați dat exemplu cu apendicita. Pentru urmărirea evoluției, pentru efectuarea manevrei terapeutice, după intervenție chirurgicală, pentru scoaterea firelor, scoaterea gipsului, examenul plăgii, da? Pentru este post-apendicectomie. Ajungi acolo, recomandări pentru investigații paraclinice, deci 2 consultații. Deci, medicul de specialitate are obligația de a informa medicul de familie prin scrisoare medicală despre planul terapeutic stabilit inițial, precum și orice modificare a acestuia la momentul în care acesta a survenit. Pentru situațiile de la punctul 1, 2, 4 nu este necesar bilet de trimitere. Colegii mei sunt de față și pot să confirme faptul că toți cer bilet de trimitere la scoaterea firelor, când pacientul este chemat. Ajungem și acolo. Mulțumesc! Eu am o logică așa. Deci, întrebări până aici? Da. 75% din intervențiile noastre se încadrează aici. Așa. Unde și pacientul care vine cu bilet de trimitere. Și pacientul vine cu bilet de trimitere. Câte o dată? A, bifat, acut, subacut, da? Noi internăm din foaia de UPU. Deși pentru... Nu contează unde internați, este vorba, e vorba de norme. Așa scrie norme și contractul cadru. Ce pentru asigurații... Pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital. Da, eu vă dau aici un exemplu. Momentul în care am operat abdomenul acut, îmi vine în ambulator cu scrisoarea mea medicală în copie, din ce original rămâne la dumneavoastră. Logic. Și în două consultații... Și care e problemă să vorbească? A avut cineva din sală cu un pacient externat de mine? E foarte important. Nu, nu putem să facem. Putem vorbi aceeași limbă, dacă ați avut. Nu, trebuie să eliberați ieșire din spital și scrisoare medicală, două documente. Bine de externare și scrisoare medicală. Am în două leare. Unii fac în același funcționare. Am în două leare. În scrisoare. În scrisoare. Stați un pic. Să ne lămurim că vă sunt nici medicii de familie. O copie a scrisorii medicale, cu două copii ale scrisorii medicale, el mai vine de două ori în ambulator, la parterul spitalului. Dacă el are un serum care trebuie evacuat și pus pe lavaj cu apă oxigenată betadină, din două consultații, eu nu scot firele. Și atunci îl rog frumos să revină cu un bilet de trimitere pentru fire. Este un caz excepțional. Nu, eu vreau să fac un bilet de trimitere pentru concediu. După norma, nu pe cazul particular. De acord, da? Deci, pentru situațiile prevăzute la punctul 1, 2, 4, nu este necesar bilet de trimitere. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice. Se decontează pe un bilet de trimitere maxim 4 consultații pe trimestru pe asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună. Aveți grijă, poate pacientul dumneavoastră pe care tocmai l-a spus s-a transformat într-un bolnav cronic. Și poate să vină de... Dar nu, exagerez și